Peste 200 de angajați ai ANAF, filiala Buzău, au protestat în această după-amiază în fața instituției, nemulțumiți fiind de legea unică a salarizării. Funcționarii se tem că, potrivit noii legi, salariile lor vor fi diminuate. Principala nemulțumire este legea unică de salarizare, grila pe care este poziționat funcționarul public din finanțe. O grilă inferioară, o grilă care, începând cu luna ianuarie 2018, o să aducă diminuări de salarii în cadrul ANAF-ului. Nemulțumirile angajaților ANAF nu sunt legate doar de micșorările de salariu, ci și de infrastructura învechită și cerințele tot mai mari din partea guvernului. Dorim să fim pe aceeași grilă cu ANAF-ul, să nu mai existe diferențe între instituția centrală și cea teritorială. Așa cum se întâmplă la celelalte autorități, și dau exemplu aici, autoritatea DSV-ul, da, ANSVA-ul, da, unde nu există două grile, grilă de aparat central și grilă de teritoriu. Același lucru solicităm și noi, să fim încadrați pe grila de la aparat central, pentru că suntem colegi și nu trebuie să existe diferențe între aparatul central și aparatul local. Cel puțin pentru noi în teritoriu este cam nedreaptă și nepotrivită. Ni s-au promis ca și alte dăți spor. Sporul se, dar mai ales nu se dă. Noi suntem pățiți, adică s-au tot dat sporuri care nu s-au dat niciodată de fapt. Asta e una. Deci diferența mare dintre la aceleași funcții între teritoriu și cei de la ANAF din București. Protestăm pentru legea salarizării, care ni se pare neechitabilă, în sensul că anumiți funcționari publici au majorări salariale de până la 120%, gen casa de sănătate și așa mai departe, iar la noi anumite persoane nu au creșteri deloc, alții au scăderi foarte mari, nu foarte mari, scăderi salariale, deci nu importanța muncii nu este apreciată. Buzoienii își doresc ca demersul inițiat astăzi să se alăture și colegii din țară, în speranța că legea unică a salarizării să prevadă majorări ale salariilor angajaților din finanțe. Lucrăm cu tehnică din anii 2000-2004, care este învechită, ni se cere să colectăm, dar mulți dintre colegi, cei care sunt acum și înăuntru, lipesc plicuri ca să trimită la contribuabili. Deci ne chinuim să asigurăm bugetul și tocmai nouă nu ni se dă. Activitatea instituției buzoiene a fost parțial blocată vreme de câteva ore. Angajații rămași în clădirea ANAF au efectuat doar încasări.